Gherila de dimineață. Vorbim despre mâncare astăzi. E luni, este Blue Monday. Bună dimineața, Marius Tudosiei. Bună dimineața. E Blue Monday, ci că e cea mai nasoală zi de luni din an. A treia zi de luni, da. Se întoarce lumea din concedii. Mie mi se pare super ok. Ciudat, e chiar ziua în care m-am hotărât să nu mănânc nimic. Faci post intermitent? Din când în când sau? Da, de cele mai multe ori mi-ies intervale din astea de câteva minute. Ok. Dar foarte importante. Foarte, da. Intră celula în autofagie, că vorbeam mai devreme despre mișcarea stalinistă. Dar astăzi suntem pe no food. Doamne, cât de bună e... Cum îi spui? Biscuiți cu telemea și unt. Doamne, cât de bun sunt. Adică nu le-am găsit un nume, pur și simplu le... E un soi de Orange Wednesday. Doamnelor și domnilor, pe Marius Tudosiei l-ați văzut pe Digi, erai, nu? 7 ani jumate. 7 ani jumate pe Digi, pe... cum se chema? Sănătate în bucate. Sănătate în bucate, așa. Dar, mutare de proporții pe piața media din România, doamnelor și domnilor, șef Marius, șef Iosif Ștefănescu și șef Marius Tudosiei. Ah, eu încerc cumva să nu-mi pun particula asta în față, că nu știu de ce, dar n-aș putea spune că m-aș simți limitat de asta, ci pur și simplu cred că eu personal mă simt mai liber de atât. Ca să-mi termin propoziția, vor fi, deci tu și șef Ionuț, Iosif Ștefănescu, veți fi coprezentatori ai show-ului Șefi Fără Limite. Yep. În primăvara asta la Antena 1. A început deja filmarea? Sau? Filmările au avut loc în septembrie și octombrie anul trecut, traversând Grecia de la est la vest și după aia în sud, un pic de continent, ceva insule, a fost o experiență. Știi că la un moment dat mă simțeam foarte prost, îmi spuneau niște prieteni după ce încheiaserăm o discuție super lungă de 3 ore despre Grecia, insule, mâncare, povești, vacanțe, nu știu. Mi-am zis, bă, dar tu ești un soi de expert în Grecia. Trebuie să recunosc că e a doua noastră. Mă întreabă ascultătorii, mă întreabă, auzi, nu poți să-l rogi, te rog frumos, pe Marius Tudosiei să ne povestească despre Grecia neumblată, insule necunoscute. Noi avem niște criterii când ne alegem vacanțele în Grecia și cred că cel mai important este să ne ducem într-o insulă unde nu există aeroport și nu există resorturi din astea de all-inclusive sau de 5 stele. Și mai ales, dacă e vreun aeroport în preajmă, pe insulă vecine, să nu fie foarte multe curse directe cu Londra, pentru că se transformă tot într-o petrecere din aia fără limită și e un pic dubios. Să mergi în Grecia și să dimineața să-i găsești pe englezii beți deja pe plajă, răstigniți pe acolo, e greu. Ne ducem în insule pustii în care, oamenii arată cu totul altfel față de grecii de pe continent. Pur și simplu, oamenii sunt diferiți, au un alt ritm. În fine, nu au un ritm. E așa. E un fel de, nu știu cum se zice, s-ar traduce în greacă dolce farniente, dar e fix asta. Adică oamenii își văd de viața lor, n-au treabă cu... Poate că depind uneori, cum ni s-a întâmplat în Folenga, am dat de o scenă absolut incredibilă. Am văzut un vapor care avea doar vârful și prova și pupa ridicate deasupra apei. Și ce ciudățenie asta. Și îmi zice cineva de acolo din sat, îmi zice, e vaporul cu apă. Deci oamenii aia depindeau, că n-aveau, era insula foarte mică, adică... n-aveau suficiente izvoare și le venea apă din altă parte. Știu cum se zice dolce farniente în grecește. Zerofakis. Așa se spune. Okay. Este un termen, îl știu de... Eu merg pe o insulă, pe singura insulă, nu zici, te rog frumos, care este. Este singura insulă pe care am fost vreodată din Grecia, dar merg de, cred că se fac vreo 11-12 ani. Mănânci capră cu gutui? Da. Okay. Sus la capre. Da. Deci știi că am mai vorbit un pic despre ea. Și, mă rog, sus sunt astea, sus în Hora, rotiseriile alea. Nu în Hora, dar nu mai zi. E sus în Profetii. Vezi că te scapi. Haggis-ul ăla lor, doamne ce-mi scapă. Cocoreți. La cocorezi, am învățat acum, cu ocazia filmărilor, am învățat de la un moș, cred că avea 80 de ani plus, să fac cocoreții. Okay. Și m-a învățat omul ăla cum trebuie să pui, să tragi bucățile de organe pe țepușă, să le învelești, cum ții. Avea un dispozitiv
E mult spus. Era un lemn cu o gaură în care punea vârful țepușei și o învârtea așa. Mi-am adus aminte cum torceau pe vremuri femeile lână. Dar el o învârtea? Da. Da, da, da. Pentru... N-avea niciun sistem, nici măcar niște gumă. O făcea de mână. Ok. Da. Povestește-mi puțin, ne întoarcem la Grecia, pentru că multă lume vrea, dar hai să povestim un pic despre emisiune. Rolul meu este probabil unul... n-aș vrea să supere nimeni, dar cred că e cel mai bun rol pe care putea să-l primească cineva, mai ales cineva care este atât de pasionat de călătorii și de mâncare cu focus pe Grecia. Umblu înaintea tuturor care vin ulterior cu filmări, probe, teste și chestii de anduranță acolo și descoper lucruri. Ingrediente, oameni, tehnici, rețete. Dar show-ul este și un concurs sau show-ul ceva? Show-ul e un concurs, știi, foarte multă lume îl bănuiește a fi doar o mixtură de șefi la cuțite și Asia Express. Așa. Doar pentru că sunt niște teste și niște challenge-uri acolo și oamenii trebuie să facă asta. Dar e un format care acum e la primul shot. E un format nou și care combină tensiunea pe care o trăiesc concurenții încercând să câștige probe și să adune tot felul de puncte cu descoperirile astea pe care le fac. Sunt momente în care trebuie să se ducă să culeagă struguri, să stoarcă must sau să duc undeva la formatul capul, original sau este cumpărat? Nu, este... cred că ăsta e un detaliu care îmi scapă. Știu sigur că au fost și case de producție de afară implicate. Eu de regulă nu prea intru în detaliile astea tehnice pentru că aleg să mă concentrez foarte tare asupra lucrurilor pe care le-am eu de făcut. Dar trebuie să recunosc că, uite, cea mai complicată filmare a fost într-o... la Țestoasă. E un mic spoiler, dar undeva trebuia să filmăm o Țestoasă foarte bătrână care se acioase lângă un restaurant. Adică ce abordare să ai acolo cu Țestoasă? Nu poți să scoți Țestoasa din apă, să-i pui întrebări, să nu știu ce. Și am ales partea foarte complicată. Am luat masa pe terasa care dădea în apa unde era Țestoasa și era un apus superb și jobul meu a fost să mănânc ceva și să povestesc despre mâncarea pe care am mâncat-o și vinul pe care l-am băut. Și a fost cu Țestoasa acolo, cu Țestoasa lângă mine, da. Imediat te întreb, facem o scurtă pauză. Este un fel de transformare a șefilor la cuțite, pentru că sunt și ei, nu? Bun, te ascultă, sunt și ei, fiecare are câte o echipă, dar dacă vrei, hai să luăm pauza de care ziceai. Luăm pauză și revenim. Bună dimineața! Gheri Live Acoustic Session. De la ei acasă, la tine acasă. În direct pe Radio Gherila. Astăzi, de la 5 seara, concert The Monogens. Instrumentele curate. Transmisie video live pe facebook.com/radio.gherila cu 2 de r și 2 de l. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Sunt Epic Offers la Fashion Days. Intră în aplicație și prinde oferte cu adevărat epice la colecții de sezon și cele mai tari branduri. Și nu uita, ai livrare rapidă în Easybox și retur gratuit. Fashion Days. Pentru neascultătoarele din tine, consumați roz cu Carla Teaha, marți de la 7 la 9 seara. Lumea bună se adună la Radio Gherila. Universul entero, escucha! Ești proprietar? Foarte bine! Cu Milu, scapi de stresul închirierii. Găsești chiriașul ideal fără să ieși din casă, fără să-l cunoști, iar opțiunea Milu Instant Rent îți garantează că în 30 de zile de la semnarea contractului încasezi prima chirie. Ești chiriaș? Foarte bine! Găsești apartamentul perfect, semnezi contractul online, plătești chiria, întreținerea și utilitățile online, ai asigurare și un pachet de asistență tehnică pentru utilități. Ești chiriaș? Ești proprietar? Foarte bine! Folosește platforma românească milu.com, care a digitalizat procesul de închiriere. milu.com, totul online în închiriere. Cu 2 de l și 2 de u. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
Încă o dată, bună dimineața, 10 și 25 de minute la Gherila de dimineață. Marius Tudosie, invitat în studio, care este unul dintre protagoniștii unui nou format. După ce a făcut multă vreme Sănătatea în bucate, se mută la Antena 1 și acum ne povestea în pauză despre producție. Dude! Păi asta e deci ca să vă explic pe scurt ce s-a discutat. 120 de oameni care lucrau la emisiune. Da. 7 camere care filmau într-una. Se montează de atunci. La platou mare erau zile în care am numărat eu la un moment dat 20 de camere. 20 de camere care trăgeau câte 6 ore continuu, cât durau testele, probele. Dar înseamnă că o să arate superb. O să arate foarte tare. Adică să faci montaj pe 20 de camere, nene. Îți dai seama cât suspans poți să tragi de acolo? Pentru că ai prin planuri aproape de la tot toată lumea. Tot microexpresii, deci ce vrei tu? Dar nu se întâmplă. Eu cred că, nu știu, s-au făcut 10 ani de când am lucrat la ultimele emisiuni de astea mai mari un pic. Și mi-aduc aminte că era cel mai groaznic lucru de pe pământ. Se terminau bateriile lavalierelor. Adică ai 20 de camere, ai tot felul de oameni în studio. Stop! A căzut bateria la cutare. Nu se mai întâmplă asta? Bănuiesc că tehnica a avansat. Mai existau ceva pauze, iar utilajele alea unde își încărcau oamenii bateriile, știi că mie îmi plac lucrurile mari. Da. Adică dacă ar trebui să-mi iau, nu știu, un cuțit, eu mi-aș lua unul mai mare, nu unul mai mic. În fine, am și mici, dar mai degrabă mi-aș lua... Dacă îmi fac un cuptor, vreau să-mi fac un cuptor mare. Și aici m-a impresionat, la un moment dat am intrat într-o seară, într-o încăpere unde erau stocate toate camerele, toată lumea venise deja de la filmări, de pe teren, de pe... Și când am văzut toate camerele alea și toate stativele alea, măi, arăta ca o fază dintr-un Boston Star Robotics. Trek. Deci ala, ceva... Deci, da. Boston Electronics. Se ceartă lumea? La 120 de oameni nu se poate să nu mai iasă și câte o ceartă, nu? Nu întreb nume, evident, dar cam mod de filmare, mod de lucru. Concurenții, să știi că n-au fost de butaforie acolo. Oamenii chiar au competiționat între ei sau uneori își mai făceau și din astea mai știți, mai stăteai în calea cuiva care avea de trecut ce să zic, o competiție destul de aprinsă între ei. Okay. Da, da, da. Și povesteai că erau evenimente de-astea cărora nu li te poți opune. De exemplu, te duceai să încerci o brânză dimineața. Băi, am fost în piață, eram în Corfu. Și trebuia să discutăm cu un tip care făcea brânză. Da. Făcea niște brânză, o gravieră foarte bună. În fine, și apropo de baterii și de brumuri și așa. Da. Și intrăm, discutăm cu el, omul era pregătit, că am avut un local producer care discutase înainte toate detaliile, ce urma să filmăm, intru în magazin, dăm noroc, nu știu ce, îmi zice, știi că noi deja ne-am băut cafeaua, următorul stop este să bem ceva. Și, în fine, am tras câte un shot, un rachiu de la distilat de-a lor. Da, Uzo sau Țipuro. Țipuro. Țipuro, okay. Ăla mai de la țară așa. Băi, deci l-am tras pe stomacul gol, zi, n-am apucat să beau nici măcar o cafea cum trebuie. Și zice operatorul, cred că am avut un brum ceva, trebuie să hai să schimb bateriile. Ce ziceam? Și a trebuit să repetăm intrarea, salut, salut, noroc, noroc, hop. Apare un țipuro pe masă. Deci m-am albit. După care grecul a insistat să mai bem încă unul. Deci eu nici nu se făcuse 10 și aveam 3 țipuro la bord. După care, că asta să zicem că n-ar fi o problemă. Poate că s-o mai fi întâmplat, dacă nu viața mea, în viața altcuiva, să aibă 3 țipuro la 10 dimineață deja inhalat. Să știi că eu am mai văzut. Auzi? Dar după aia eu mai aveam încă 4 filmări. Deci a trebuit să mă recompun. M-am dus în piață, acolo unde am găsit niște mâncăruri grozave din mațe. Am găsit eu un joint din ăla bun cu localnici. Era un moș care gătea cu familia lui și cu niște rude. Am stat cu ei de vorbă. În fine, ce crezi că s-a întâmplat? Mi-au propus dacă nu dăm și noi în țipură. Nu. Motiv pentru care mi-au dat o sticlă la pachet. Echipa a fost foarte bucuroasă. Excelent. Adică, așa știi, auzindu-te cum povestești, e genul ăla de dream job, nu? Sau nu? Sau ni se pare nou? Mai, așa, da, dacă te uiți de la distanță, dar pe măsură ce te apropii, constați că vorbești de foarte multe ore de muncă, de stat în picioare, de alergat. Dar, cum să zic, eu am o vorbă, dacă era ușor, făcea toată lumea. Prin urmare,
care nu, eu nu mă plâng niciodată de muncă, ci de lipsa activității. Și aici chiar mi-a plăcut să fac treaba asta, chiar dacă, ți-am zis, erau zile în care aveam 4-5 filmări diferite, la care documentarea venea, dar eu întotdeauna îmi doresc mai mult și gândește că umblam în mașină pe coclaurile alea între două locuri în care filmam și trebuia să mă documentez, să aflu, să văd. Am ajuns într-un loc în care trebuia să discutăm despre carnea de bivoliță. Măi, eu nu mâncase niciodată carne de brigană. Nu mâncase, nu. Motiv pentru care seara am făcut rost de mașină, m-am dus în oraș la un măcelar. Am pus niște întrebări, m-au trimis unii la un măcelar, am luat niște carne. Știu engleză, grecii, că n-am prea observat. Mă, grecii se descurcă foarte bine, spre deosebire de spanioli. Noi acum am fost în vacanță în Spania și a fost un coșmar. Mi-am propus să învăț spaniolă, că nouă ne place să mergem în Spania. Da. Mai nou de câțiva ani ne tot ducem în Spania și foarte gastronomic vorbind. Dacă te documentezi corect, mamă, deci ai niște experiențe foarte faine, motiv pentru care trebuie să învăț spaniolă, pentru măcar așa, la minima rezistență, să te înveți, să te descurci. Ce e fantastic în Spania? Jamon! Da, jamonul, dar știi că asta e așa, comun, e un loc comun. Știi ce mișto în Spania? Că sunt zone întregi în care oamenii trăiesc doar pentru mâncare. Și experimentează mâncarea într-o manieră cum foarte puțini sau foarte puține zone ale lumii o fac. De exemplu, zona noastră favorită, și acolo aș vrea să mor, e Țara Baștilor. Așa. Deci oamenii ăia au o pasiune pentru povestea asta cu mâncarea. Și ecosistemul din San Sebastian, de exemplu, și împrejurim, e unul foarte interesant, pentru că o să vezi cârciun care se deschide miercuri până sâmbătă, unele care deschid mic dejun și prânz, închid la cină pentru că deschid alții de alături, sistemul lor de... Deci vase comunicante, așa sunt. Nu rămâi niciodată flămând, dar tot timpul ai ceva de făcut. În plus, abordarea asta de pincio, sau în fine, tapas în restul Spaniei și pincio în Țara Baștilor, unde e foarte mișto că la aeroport anunțurile sunt scrise prima oară în bască, după care în engleză și abia după aia în spaniolă. Deci nu-i suportă, nene. Traseile astea de pincio cu un bar hopping, e lucru bravo. Poți să mănânci în 10 locuri într-o seară fără să fii giftuit. Mănânci pincio de nastea mici. Tapasurile. Acolo am văzut pentru prima oară berea de 250 de mililitri. Foarte interesant. Foarte bună și idee. Și paharul de ceacoli, ăsta, spumantul ăla lor local, poate să fie în jur de 100-125 de mililitri. Ce, adică, e un fel de cava? Sau? E un fel de cava, dar în fine e mai puțin acidulat, motiv pentru care au niște dopuri, le pun așa în vârful sticlei și toarnă de sus. Bine, e lăcărie pe jos, știi? Ei spun că da, noi nimerim, avem experiență, dăm direct în pahar, sanche, e mai mult pe jos. Dar în fine, foarte ieftin, astfel încât îți permiți să faci 10 opriri într-o seară, și nu te încarci foarte tare, ajungi acasă și mâncat cât trebuie și niciodată extrem de afectat de alcool. Asta este ceva senzațional. Nu știu dacă au inventat-o ei sau cine a inventat-o, dacă au inventat-o spaniolii sau nu, dar genul ăsta de tapasuri, pincio, cum le zici tu, nu știu cum ar veni, mizilicuri în România. Mizilicuri, nu? Deci genul ăsta de mizilicuri surpriză îți ajută dopamina, adică de exemplu în insula despre care îți spuneam și pe care o știi și tu, sus în, nu sus la profeti, la ora așa, este un, noi zicem, barul de capre. E un bar de ăsta foarte de-a lor, foarte așa. La fiecare țipură pe care o comanzi, îți vine o farfurie cu mizilicuri, care sunt totdeauna altceva. Adică, într-o farfurioară ai un clin de ceapă, cu un șnițălaș mic, cu o măslină, cu un pic de crânăcior, cu crânăcior de capră, de feta cu așa, ulei de măsline. Ok. Și ți-o aduce la prima țipură. E a doua țipură. Ah, ți-aduce al doilea mizlic. Nu știi cu ce e. Este de obicei cu un pic de pește, un anșoa, un foarte micuță bucățică de pește trasă în făină. Eu i-am fiecare întrebat pe greci dacă există un algoritm sau cum se întâmplă chestia asta și am ajuns la concluzia că este e freestyle. Oamenii aia ți-aduc pentru că nu te lasă niciodată să bei pe stomacul gol. Într-o seară eram într-o insulă foarte frumoasă în Skopelos, una dintre favoritele noastre, și după cină am zis că adormise copilul, mai eram cu cineva, puteam să lăsăm acolo să doarmă liniștit, am ieșit la o uzerie
Și le-am spus oamenilor când ne-au adus la primul uzo, ne-au zis, nu ne mai aduceți că suntem după masă. Nu s-au lăsat. Deci, tot au adus. A fost o seară un pic mai lungă și cred că am gustat tot ce aveau ei de mâncare. În... Bă, și foarte, e foarte interesant că tu poți, adică niciodată nu bei fără să ronțăi ceva, da. Ceea ce e un mare avantaj. Și doi, nu te giftuiești. Mm-hmm. Adică și treci prin toate gusturile. Asta e că aștepți, vezi, ok, dar oare la următorul ce ne dă? E un soi de meniu de degustare. Da, cum, un tasting, da, 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 cum, microdosing de tasting. Cum plătim așa, noi foarte mult pe la Michelin Star Restaurants. Yep. Senzațional. Și hai că ne întoarcem în România. Deci ai fost în Grecia cu excursia, ne povestești un pic de Spania și acum ne întoarcem în România, unde noi am mai vorbit la telefon, dar hai să folosim ocazia că ne vedem față în față. Ați deschis... Nu de curând, dar ați deschis al doilea... Al doilea loc, care de fapt este un restaurant cu băcănie și care are o grădină deschis, Doamne, într-o manieră... În primul rând, cum ați găsit casa aia? Este superbă partea deci noi căutam, din spațiu. Deci, fiate, noi căutam de câțiva ani. La un moment dat, vara asta... Telefon. Un undeva. Telefon. Așa. Ceva. Anyway. La un moment dat, într-o seară, îmi arată Ioana un articol pe care îl scrisesem cu vreo 3 ani în urmă, cu un brief, cu ce caut. Da. Articolul se chema "Caut casă nouă pentru băcănia veche". Și casa din Dacia bifa 75% dintre criteriile. Și 100% n-ai niciodată cum. Eu știu asta, pentru că deja am trecut de vârsta idealismului nebun, așa că știu sigur că uneori trebuie să... Nu neapărat că să faci concesii, să accepți că realitatea nu e fix așa cum ți-ai visat-o tu, dar de aceea e bine să visezi înalt ca să... Ca să acoperi măcar 75%, da. Deja da. Ești peste medie. Da. Peste media națională. E, și cumva noi nu prea mai căutam case, că știi cum e cu pandemia, a fost cam greu. Dar ne-a ieșit în cale și în momentul în care am vizionat-o, eram cu Ioana și cu cei de la agenția care ne-au arătat-o, am ieșit în grădină, Ioana a făcut un pas și s-a oprit blocată, eu am făcut un pas, am intrat așa un pic în ea, am împins-o și când ne-am uitat, am văzut grădina, ne-am uitat unul la altul, superbă. Am știut că o luăm. După un șantier nu foarte lung, am avut o chestie dubioasă, că am luat cheile, eram super bucuros, curățam frunze de pe acoperiș, eram cocoțat pe acolo și am căzut la pat. Mi-a cedat spatele. Auci. Și două luni am stat imobilizat, după care m-am ridicat, știi? M-am ridicat în 6 săptămâni am dat drumul. Deci asta a durat șantierul. N-aș fi știut dacă n-aș fi primit întrebarea asta punctuală de la un site într-un interviu. Și am numărat pe calendar 6 săptămâni. Dar a fost un heirup din ăsta absolut dement, pentru că la un moment dat aveam într-o zi de vârf, am avut 6 echipe distincte care lucrau acolo. Dar cum ai reușit să le amesteci? Pentru că nu vrei, eu am avut șantier un an întreg. Bine, am schimbat tot, dar un an. Pentru mine lucrurile au fost în următoarea socoteală. Cu cât îi dau drumul mai târziu, cu atât mă îngrop mai tare. Pentru că un loc din ăsta, dacă nu e deschis, produce doar costuri. Da, da, da. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să... Și în plus, nici n-am vrut să fac foarte mari concesii. Poate că deschideam în 5, dacă aș fi fost mai permisiv. Dar am vrut să împing lucrurile până în zona în care să fiu foarte mulțumit de rezultat. Iar acum trebuie să recunosc că... Doamne, deci a fost petrecerea, Nic, tu știi, a fost petrecerea noastră de Crăciun în curte acolo. Și, Doamne, cum e curtea aia. Și când te gândești că ești efectiv deci, te vezi zero București. Exact asta le ziceam. Exact ca în Grecia. Le vezi în filme, le vezi în Grecia. Da. Luminițele le-a puse pe... Mai vezi în filme romantice sus pe balcon când trebuie el să ceară iertare de la ceva. Deci luminițele alea sunt cel mai cald lucru din lume. Senzațional. La bine, Edison. Noapte, înaintea deschiderii, mă urcam pe scară într-o parte și în altă, băteam șuruburile și întindeam ghirlandele spre disperarea Ioanei, care evident că eram totuși la 2 luni jumate de la operație. Și... Te-ai operat? Stai puțin de spate. Da. Mi-a explodat un disc intervertebral. Nu s-a mai simțit bine cu mine, cred că nu. Ceva l-am deranjat eu. Fluiera înainte că și eu am la mașină. Ziceam o problemă cu frânele. Fluiera, am schimbat zaboții și fluiera. Nu, serios, deci a explodat un disc? Da. Care stă în... Ăla, între vertebre și... Ți-a pus gel? Ce ți-a pus? Nu. Pur și simplu, m-a lăsat în pace, a scos așchile de acolo. Mă, dar e bine, adică sunt pe picioare, muncesc, da, e bine. Or fi în plus, or fi în plus. Să știi că niște discuri. Oh, God. Da. Și ești bine acum, ești tot, acum, tot okay. Acum e totul bine, sunt pe baricade, mă pregătesc de... acum suntem cu etajul în șantier.
am avut deasupra chiriaș, n-am vrut să-i presez, i-am lăsat până când s-a terminat contractul și acum am intrat, mă sună sobari pentru că vreau să reactivez niște sobițe de sus. Elegant. Da, deci da, muncă da, în continuare. Da, muncă în continuare. Nu și mă plâng de muncă, doar de veșnicia. Și dacă mă țin spatele anul ăsta, mai vreau să fac încă una pe serios, care România ați găsit deja sau? Nu. Da, sunt în faza de documentare tehnică. O să fac o măcelărie. De care carne? Absolut tot ce fel de carne. Kosher, Mihai, stai liniștit. Vei putea cumpăra nu și de asta, tine. Nu. Există, hai să recunoaștem, există un trend acum și e foarte bine argumentat științific. Așa. Care spune că, mai ales la vită, dar și la altele, dacă este gras fed, da, adică doar cu iarbă hrănită, carnea este, are cu totul alte valori și alte pornește alte procese în corpul uman. Clar. Păi, și, da. Și nu prea există gras fed în România. Ba da, există. Dar nu că prea. Foarte rar. Și vrei să iei așa sau vrei să iei orice fel? Nu, nu vreau orice să iau orice fel. Ce ar putea avea o măcelărie în plus față de o măcelărie normală? Pentru orice fel, sunt o mulțime de oameni care se trezesc în fiecare dimineață. Nu sunt acolo. Nu vreau să mă trezesc pentru orice fel de. Okay. Vreau să mă trezesc pentru lucrurile alea special. Ce? Păi, dă-mă un exemplu. Primul lucru pe care... În primul rând, o să fie caturile mult mai diverse față de ce găsim acum în măcelărie. Okay. O să vreau să am lucruri pe care pot să le bagi direct în cuptor, gata marinate, legate frumos. Aha. Nu știu dacă ai văzut Găina Frumoasă, o producție care îmi mănâncă 45 de minute per bucată, nu, să o leg. Nu. E o găină pe care o dezosez cu o singură tăietură, îi scot toate oasele, mai pun niște carne ca să ajung la o cantitate suficient de mare ca să... A, și are forma găinii și întregi. Și o leg rotundă așa cu niște... Dacă îi dai un search pe net după Găina Frumoasă de la Băcănia Veche, o să găsești o imagine care spune totul despre cum arată găina asta și de ce e complicat de făcut. Dar eu am gândit-o pentru masa de sărbători pentru că este un element central excepțional. Rămâi după gătire cu aproximativ 1,2 kg de carne. Asta înseamnă, gândește-te că pot fi 6 până la 8 persoane care să mănânce liniștit, nu ai niciun os, arată foarte frumos, e o piesă centrală pe care noi o trimitem către oameni cu tot felul de verdețuri, o coroniță de verdețuri de jur împrejur și sosul separat. Am dat căutare, îmi dă numai găini îmbrăcate. Bă, găina adică frumoasă. Găina, am dat găina frumoasă. Bă... Cum să-i zic, găina frumoasă? Fi fost, îi fi Băcănia fost... Hacking. Puiată, încearcă la... Da. Micile gata. Da. Ok. Da, mamă, ce discuție despre mâncare. Eu mănânc numai conserve de la alimentară. Nic, să știi că este foarte rău ce faci. Nic, este foarte rău pentru starea ta psihică. Da, pentru că mâncarea are influența asupra stării psihice. Îți garantez 100%. Știu, Mihai, da. Nu-mi spune mie. Spune găina urâtă, de exemplu. Cei mai mulți dintre noi mâncăm pâine din coca congelată venită din Polonia. Dude, nu mai mânca pâine de făină albă. Știu că o să se spre Marius pe mine, dar nu mai mânca de pâine ce? De făină albă. Pentru că este inflamatorie. Păi da. Păi nu, da, nu e bine. Integrală măcar, adică pune acolo și niște antiinflamatoare. Stimate domnule, îmi fac singur colaci. De făină albă? Da. Wow, mamă, cum arată. Yep. Arată la cameră un pic. Păi da, cu asta și... La asta? Ceri invitații. Face un șarf acolo? Nu merge. Șarful se face... Aici deja se vede. Da. Băi, ce să zic, e o realizare pentru că, adică e genul de cui pe care ți-l bați singur în talpă pentru că durează foarte mult, e foarte și nu îi las pe ai mei să le facă. Și când o să faci la așa ceva te gândești să-ți faci măcelăria cu produse de genul ăsta? De ce nu se găsesc o brăjoră de vită, de exemplu, decât la o singură masă în obor, care sunt superbi obrăjorii? Pentru că dacă am reușit să facem o din asta organizată, toți ascultătorii voștri, cu treabă sau fără treabă la o măcelărie, să intre timp de 2 săptămâni în fiecare măcelărie pe care o văd, să se ducă și la supermarketul și să pună întrebarea asta. E cam magnul ăla cu tortul de morcov. Da. Și cine mi-l cumpără? Aveți obrăjori de vită?
Băi, ce să zic, eu cred că s-ar activa oamenii un pic. S-ar activa un pic, doar că bănuiesc că nu s-o brăjor de vită, pentru că nu-i cerere, că totuși e capitalism, da. Și în piața măcelăriei, dacă ar fi nevoie, așa să ne ducem noi doar să întrebăm 10 oameni, e ca în bancul cu iepurașul, da, știi? Da. Cu șapca, dar înseamnă că nu se cere. Trebuie să creem toată... Nu se cere carne gras fed în România, trebuie să creem nevoia asta. Să explicăm că vita cu grăunțe n-are nicio legătură la carne cu ce înseamnă vita grass-fed. Chiar dacă hai să zicem un închizi cu grăunțe, că mulți închid cu grăunțe. Că da, da. Și trebuie cum să crească o alimentație care să sporească procentul de grăsime. Acolo la vită e important. Dar hrănitul ăsta liber... Noi am avut o găină. Anul trecut, în primăvară, familia mea a avut o surpriză. Mi-a adus cineva o găină. Era o amerucană, aia de face ouăle verzi. Da. Și când s-au trezit dimineață, era găina prin curte. A primit numele de Laura. Deci, era să zic femeia. Găina aia făcea niște ouă prin curte, le căutau copiii. Okay. Băi, știi cum erau? Nu ți vine să crezi. Gustul ăla pe care toată lumea aproape l-a uitat, dar pe care ți-l reamintești foarte repede, pentru că, știi? Îl avem în noi de sute de mii de ani, normal. Pe gust sunt atât de puternice, absolut, încât după zeci de ani poți să-ți amintești cu claritate un moment în care ai avut ultima întâlnire cu... Mă gândesc la... Este găina primordială, nu găina frumoasă. Găina primordială. Acum ai zis în meniul de Crăciun, ai zis găina frumoasă. Ce-a fost mai întâi, găina primordială sau supa primordială? Având ea o formă așa mai de ou, m-am gândit că e un nume bun. Tot timpul mă joc cu mâncarea și cu numele. Mi se pare normal. E ceva fără de care nu pot. Deci găina primordială, că toată lumea căuta și a zis că nu găsea găina primordială. E fenomenal. Mă uitam la pui, da? Am niște surse, cumpăr pui de ăsta de la țară direct. Așa. Da? Oasele. Pentru că am început să iau pui din ăsta și să nu mai mănânc pui din comerț, oasele... Sunt ferme. Sunt ferme, sunt tari. Dacă iei din ăstea de la supermarket, sunt de carton oasele. Știi unde testezi foarte bine un pui? Sau cum cartilagius? Să vezi dacă... În primul rând, ce opoziție după gătire, ce opoziție manifestă cartilagile când încerci să sucești un picior. Da. Dar cu un cuțit mai mare sau cu un satâr, taie pe lung și raspinării și sparge un pic oasele, să vezi cum arată măduva la culoare. Asta fie întunecată, de... nu? Sau? Da, închisă la culoare și osul cât de cât plin. Asta înseamnă... Bine, dacă te uiți așa un pic la morfologie, o să vezi că astea de curte au picioarele mai țapene, mai așa, pentru că aleargă toată ziua de nebune. Da. Alealte au oasele foarte scurte și... Am zis la un magazin la o piață aici, așa. Nu vă zic unde. Așa. Este un din ăsta... Veșnicul magazin din Sibiu, adică același sibian, care e peste tot. Anyway, și intră și zic: aveți pui ăsta de țară? Știam că mai are. Zice: da. Îl avea undeva băgat în congelator, mă rog, l-a scos. Zice: păi dați-mi, eu zic, 3,2 kg. Zic: bă, ce pui ăsta de 3 kg? Dar era, și mi-a zis că este rasă de carne. Exact, este rasă de carne. Nouă ni se întâmplă des să primim de acasă, de la mama, de la Derzca, așa, câte o găină de 3-4 kg tăiată. Adică sunt unele pe care le taie pentru că săracele nu mai pot merge de atâta grăsime și trebuie să le taie, că gogesc prin curte. Ați ne simțite, bă. Da, mănâncă. Dar, uite, o să zic ceva ce n-am zis nici colegilor, nimănui nu i-a zis până una alta. Dar, uite, să testez ideea. Am vorbit cu cineva. Așa. Sunt în discuții și ne gândim dacă să facem o fermă de carne sănătoasă. Ar trebui să... Adică, asta e un... Eu mi-aș face... Dacă aș avea timp, visul meu este să-mi fac o fermă. Să-mi iau niște... Ai lua la măcelăria ta carne de la ferma mea? Da, eu aș lua de la oamenii în care poți, pe testatele, să ai încredere. Pentru cu camere video, cu... Deci facem frumos de tot. Camere să vezi, oița să vezi tot. Cred că ai nevoie de mine aici. Pentru? Pentru că eu am crescut, pe când eram fată mare la mama acasă, sute de gâște, mii de rațe. Mm. Sunt expert în curci. Ah, în, carnea de curcă, ce și bună de e. Găină. Are legătură cu curcanul de acum, din magazine? Nu. N-are nicio legătură. Nu, nu, nu. Dar nici alea din curte. Carne de curcă diferă de carne de curcan. Se dezvoltă altfel. Curcanul e curcanul? Curcanul e băiatul. Da. Și ce găsim noi în magazine, totdeauna de curcan? E de curcan, de curcă? Crescătorie, da. Și curcile ce fac cu ele? De ce?
Pentru că nu cresc așa mai. Okay. Curcile sunt... Cresc. Ce sexism! Da, acum da, chiar, despre uite, sexismul la curci, la frate. Treaba asta, dar stai liniștit că și la... Oile numai albe, curcile numai apă, cum da, da, da. Le facem de râs la oamenii ăia. Auzi, noi cu mâncarea oricum am ajuns să ne facem de râs. Noi românii. Nu, noi în general. Oamenii. Nu. Deci, e o planetă care nici nu mai mănâncă prea multă mâncare. Dar în Grecia mi se pare, scuză-mă că numai puțin, dar mie mi se pare că mănâncă prea multă mâncare oamenii. Asta pe de o parte, pe de altă parte aruncă prea multă. Da. Și asta iarăși mie mi se pare, uite, vezi din pricina asta noi am ajuns într-un sistem de comenzi cu livrare pe care foarte mulți îl critică. Tu trebuie să dai astăzi comandă pentru livrarea de mâine. Mm. Dar în același timp foarte mulți apreciază pe de o parte că îi ajutăm să își facă planurile pentru a doua zi și da, scapă de grija asta, da, pot intra după amiază într-o pauză între da, două conferințe, zup, fac o comandă la noi pe site, a doua zi știu sigur că uh-huh, e ca moartea și taxele și livrarea de la păcănie vine negreșit. Dar mulți ne zic, păi da, eu știu ce o să mănânc mâine. Păi da, dar gândește-te că noi dacă am gătit astăzi, generic 300 de porții de mâncare, se vând doar 100 azi, ce facem? Cu 200. Le aruncăm? Da, 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 sau, sau ajungem în punctul în care oricât de lucid ai fi și de corect, te gândești, bă, nu poți să arunci atâta mâncare, motiv pentru care mai încerci să o vinzi și a doua zi. Dar a doua zi mai vinzi încă 100 de porții și ai 100 de porții, adică o treime din tot ce ai gătit, e pregătit de aruncat. Ce faci în momentul ăla? Dar nu numai prin prisma comerciantului, vreau să zic prin prisma fiziologicului, noi mâncăm foarte prost. Foarte, foarte prost. Deci noi, nord-atlanticii, să zic așa. Și europenii, ingrediente cu valoare nutritivă foarte proastă. Foarte proastă. E o bătaie de joc. E bine, un lucru pe care... Slavă Domnului că nu suntem ca americanii. Ah, da. Și vorbim aici de ingrediente. Știi, de exemplu, un american care are inflamații de la făină, da? De la gluten, așa, de la așa. Uneori poate mânca gluten european, poate veni în Europa și să mănânce ceva în Italia sau în Franța, care să nu-i provoace inflamația. În America cropurile sunt varză. Păi, le-au distrus. Cu mâncarea o să fie weird, pentru că se pare că pământul efectiv, cernoziomul sau cum se cheamă, nu mai are destule cicluri. Păi, sora mea care e șocolatier, are atelierul într-un sat, în Prahova, lângă Ploiești. Și sunt oameni care au renunțat, au solarii din alea, și au renunțat să mai cultive, pentru că nu mai au producții nici dacă stropesc. Pământul ăla a fost secătuit. Unii au scos un prim strat și au adus un alt pământ. Așa. Pentru că tragem prea tare de pământ. Ca să ce? Ca să producem ceva ce ulterior sfârșește aruncat. Adică, mie aici mi se pare că trebuie fiecare dintre noi și avem o mare responsabilitate să rupem ciclul ăsta. Și să facem lucrurile așa cum trebuie. Și să mai e ceva. Cumpără, mă, ca necații. Duceți-vă cu listă, măi. Ok, dar mai e ceva. Pământul este ca stomacul. Adică, dacă îi omor toate bacteriile și toți virusii și toate ciupercile, da, o să-ți crească niște roșii atâta, dar o să moară între timp. Pentru că îi trebuie tot... Era un ciclu natural acolo. Îi trebuie și buruienile alea și alea și alea și... Noi am experimentat intrat cu... Se cheamă rotația culturilor. Și rotația culturilor. Dar am intrat cu glifosat și cu toate experiențele astea chimice. Da, ai curățat superb pământul și pământul o să se supere pentru că nu mai are microbiom. Păi, mie mi se pare că deja se revoltă, dar noi nu înțelegem ce... Are dreptate și Iohannis, băi. Noi am trăit... Ce, a reușit să mai zică ceva? A zis ceva de ecologie. Ai, mă, asta era 6 ani în urmă. Deci, n-am mai zis nimic între timp. E ecosexual. Tu știi că am împreună cu amicul meu, Lucian Călărașu, care face bere, face o bere foarte bună, avem un obicei foarte amuzant, îl trolăm pe Iohannis cu... eu pun link-uri cu meniul de livrări. Este ceva acolo, el pune... e festival. Da, da, da. Da. Deci, pe comentariile lui Iohannis este festival de umor. Este să ne întoarcem la o poveste pe care eu am trăit-o în Franța, în ferma unui oarecare Filip, retras din niște corporații, a vândut echipamente de cum satelit pentru televiziune din Franța. Anyway, s-a retras la țară, în Provence, și avea o fermă din care eu am învățat foarte mult. Omul ăla nu săpa pământul. Făcea o groapă, punea niște semințe sau făcea o groapă mai mare, punea un răsad. Nu erau două plante
de același soi, una lângă alta. Erau răspândite peste tot. Nu rupea buruienile, le rupea și le lăsa acolo, numai le frângea și le lăsa acolo pe sol să putrezească. Evident că nu avea nici gard la grădină, vecinii se vizitau între ei și ăsta a fost un model. Noi am avut așa, acolo la noi pe străduță, unul dintre vecini are un teren între drumuri, așa, vreo 700 de metri pătrați și ne-a lăsat să ne facem grădină. Anul ăsta ne-am făcut grădină. Acum am făcut una destul de aglomerată. Dar e greu. Băi, foarte greu. Foarte greu și la un dat trebuie să recunosc că am scăpat-o sub control după ce a plecat mama acasă, am rămas descoperit și a fost greu. Am scos niște cartofi, am scos niște... Mă, dar la un moment dat am fost într-o dimineață și am cules două coșuri gigantice de tot felul de plante. De la aromatice, ceapă verde, am scos niște cartofi, aveam niște țelină, tot felul de din astea, inclusiv flori, plus niște tomate. Măi, eu am gătit în Dacia două zile folosind coșurile alea două. Repet, o grădiniță de 200 de metri pătrați de care n-am avut grijă chiar de adevăratele. Trebuie să obligăm oamenii să... Uite. Să ce? Da, uite, să facă culturi zen staliniste. Cu grădinile urbane. Da. Asta ar putea fi. Sunt atâtea terenuri. De ce nu ne lasă... Dar nu, să primăria, mă, să... Vă compătimați, pentru că habar n-aveți de asta. Dar vă pot învăța, da, cum se ține sapa în mână, cum se folosește cazmaua, ce înseamnă rotația culturilor. Se taie o găină. Inclusiv. Am pățit ceva cu o găină, am tăiat o găină cu câțiva ani și a fost ceva. Am avut niște trăiri, nu numai spirituale, psihice, olfactive. Deci am simțit un miros de sânge în gât exact când tăiam... Poate n-ai tăiat-o corect. S-ar putea să știi. Da. S-ar putea. Yeah. Dacă n-a fost nic, să mă veți. Oricum trebuie să, trebuie să fim un pic detașați de povestea asta. E un rău necesar, cum ar veni. Chiar aș zice că nu trebuie să fim detașați, pentru că suntem detașați, cred, în momentul în care intrăm în supermarket și cumpărăm oase de carton. Nu că suntem de acolo, suntem absenți total. Mă, dar n-ai nicio... Adică eu nu zic că spiritual, că ezoteric. Mă, dar dacă tu sute de mii de ani ai mulțumit mâncării și ai avut legătura asta cu natura și când la masă făceai o binecuvântare în orice religie și spuneai, băi, mulțumim pământului pentru masa asta, să avem grijă de pământ, să avem grijă de animale și așa mai departe, și nu mai faci asta, unde vrei să ajungi? Și 5 lei kilo de pui. Pic? Nu, imaginează-ți cum poate fi mâncarea la produsă și vândută la banii ăștia. Nu vreau să știu, nu vreau să-mi imaginez. E mai bine să avem grijă la ce mâncăm, la calitatea mâncării, la sursele hranei. Știi, toată lumea îmi zice, bă, dar nu te chinui cam mult, că noi ne aducem, de exemplu, avem patru surse pentru frunzele și plantele pe care le folosim în Dacia, la restaurant. Și într-adevăr, da, e un pic chinuitor. Da. Îi pui pe oamenii aia pe drumuri, dar ei oricum fac drumuri, că noi suntem o parte din lanțul lor de distribuție, care e foarte scurt. Dar știi ce? La un moment dat am numărat și aveam, în ceea ce noi numim salata de frunze rare, vreo 17 feluri de frunze diferite. Scuze-mă, dar chestia asta nu se obține ușor. Asta e. Sau când stau să mă duc la un microbuz care coboară din munte să iau ciupercile pe care mi le trimite Leontin. O, gălbiori. Și iar am luat un kil de, două kile de gălbiori, cred că am luat, veneam de la ora de anvară și am prins gălbiori și am zis, mi-a dat cineva o rețetă foarte faină de gălbiori murați. Pac, pus în oțet cu apă, o măsură, elegant, țac, opăriți 3 minute. Deci din kilul ăla de gălbiori mi-a ieșit un borcanel atâta. Păi, da. Cam asta e. Ce să faci? Mare, îți mulțumim foarte mult, s-a făcut 11. Zbârciogii mei de ieri. Totuși, dacă organizezi un freestyle și ai bună dispoziție, îți pot explica cum se face o gâscă cu gutuie. Da. Să facem rost de... Uite, Dobro ne aduce o gâscă, sigur are o sursă. Are surse de gâște. Și facem o gâscă. Mulțumim foarte mult, Marius, de vizită. Marius are băcănia veche, o știți. Este avampost Radio Guerilla, dar este și coprezentator la Șef la Fără Limite. Nu se știe încă data lansării pe Antena 1. În februarie, la un moment dat, o să vedem niște... Ne mai auzim. Mulțumim foarte mult, Marius. 10 și 59 de minute. Guerilla de dimineață. Deci, ce? Părăi, nu, bă!